Salutare, oameni buni! Eu sunt Dr. Mihail și astăzi vorbim despre ochi. Și pentru că majoritatea studiilor internaționale ne spun că în următorii mai puțin de 30 de ani, jumătate dintre noi, jumătate din populația planetei, o să fim miopi. Adică din două persoane, una o să fie miop. Și pentru că miopia are ca efecte adverse durerea de cap, starea de oboseală, senzația de ochi dureros și în cazuri severe poate să meargă până la dezlipirea de retină și glaucom, rămâi până la capăt ca să afli ce este miopia și cum se formează ea. Cum o poți preveni și tu și copilul tău și ce soluții de corecție și de încetinire a progresiei acestei afecțiuni există în momentul de față. Acest material este sprijinit de Ocularia, specialiști în miopie. Ok, și ca să explicăm ce este miopia, trebuie să înțelegem cum funcționează acest ochi. Este, cred că, cel mai complex organ din corpul nostru, care este exact ca o lentilă de aparat foto. Dacă acesta ar fi ochiul nostru, vedeți că el este complet rotund, așa cum ar trebui să fie un ochi, cu foarte mici variații. Aici este pupila și în jurul acestei pupile avem o cornee. Cornea asta este ca un dom transparent care îmbracă această pupilă, care formează niște unghiuri a razelor de lumină care intră în ochi. Iar aici undeva este retina, aici se formează imaginea. Ca această imagine să se formeze, razele care pătrund în ochi trebuie să meargă, uite așa, pe aceste linii și să formeze acest unghi ascuțit și practic imaginea noastră se va forma aici pe retină. Aici intră lumina și aici se formează imaginea. Ce se întâmplă însă dacă acest ochi începe să se alungească și în loc să aibă forma asta rotundă, el devine, uite așa, mai lungueț. Razele noastre se vor forma mai aproape, nu se mai formează în retină, ci se formează în acest loc. Sau ceea ce vedem acum pe ecran este practic un ochi care este alungit. El se alungește din vari motive care nu sunt pe deplin cunoscute în momentul de față, iar imaginea care pătrunde de aici nu se mai formează aici, ci ajunge să se formeze aici, dar ea se formează puțin mai aproape, deci imaginea nu mai este clară. Imaginea pe care o vedem de aproape, când ne uităm la ceva de aproape, când citim și apropiem cartea, e practic o imagine mare și e suficient de mare cât să o vedem clar și să se formeze aici pe retină. Însă când îndepărtăm imaginea la care ne uităm, imaginea o să fie blurată. Cum vedeți, în următorul exemplu, așa vede un ochi normal, vede o imagine clară și de la apropiere și de la distanță și așa vede un copil miop. El vede obiectele de la apropiere clar, dar pe cele din spate le vede blurat. Miopia de regulă apare la vârsta de 5-6 ani, dar poate progresa până la 20 și chiar 25 de ani. Iar în momentul de față apar din ce în ce mai multe cazuri de miopie exagerată, de progresie exagerată a bolii cu dioptrii care depășesc 10 și chiar 15. Și acum, acest tip sever de miopie poate duce la o scădere semnificativă a calității vieții și la niște efecte adverse destul de periculoase. Și ce e foarte important să știm, și asta vreau să aflați, că acest tip de progresie a miopiei poate fi prevenit. Acum, hai să vedem cum îți dai seama că ai un copil miop, un copil care are miopie și nu l-ai dus la doctor, cu toate că e indicat să duci copilul la doctor undeva la 5, chiar 4 ani pentru un control oftalmologic special pentru miopie. Totuși, dacă nu l-ai dus, iată care sunt semnele că ai un copil care e posibil să fie miop. În primul rând, copilul se va plânge de dureri de cap. Apoi copilul va apropia foarte mult cartea sau telefonul de față pentru că așa vede el mai bine. Cu cât apropie mai mult telefonul, cu atât favorizează formarea imaginii corecte pe retină și nu în față, cum v-am arătat mai devreme. În același timp, copilul va sta mult mai aproape de televizor. Când vă uitați seara la un film, copilul își va găsi un loc mai comod, un pic mai în fața televizorului ca să vadă mai bine ce se întâmplă acolo. Și un alt semn important este mijirea asta a ochilor. Când te uiți la ceva și vrei să vezi ceva mai bine, trânge așa din pleoape. De ce? Pentru că ochiul tău este deformat, n-are o formă corectă și prin apăsarea lui, deci dacă ochiul este alungit, tu când apeși pe pleoape, tu practic încerci să-l readuci la forma lui normală și corectezi puțin această lentilă și vezi mai bine. Deci copilul va miji ochii atunci când vrea să vadă ceva mai bine. Ok, hai să vorbim despre prevenție și pentru asta trebuie să înțelegem cauzele posibile. Prima cauză nu poate fi prevenită și este genetică. Dacă părintele este miop, șansa copilului de a fi miop este destul de mare. Dacă ambii părinți sunt miopi, șansa lui crește cu mult mai mult. Și asta nu poate fi prevenit. A doua cauză a miopiei este timpul limitat petrecut afară. Ochiul nostru este format să stea în mediul de afară și principala explicație constă în formele tridimensionale pe care le întâlnim afară și nu le întâlnim în spațiul acesta închis care este artificial. Ochiul e format să vadă în permanență copaci, cer, să vadă la distanță, să vadă la apropiere, practic tot ce întâlnim afară. Astfel, timpul petrecut afară este esențial pentru prevenția miopiei. De fapt, Ghidul Societății Europene de Oftalmologie ne spune că o oră petrecută în plus pe săptămână afară, deci o oră în plus pe săptămână petrecută afară reduce riscul apărit
apariție miopiei cu 2%. Dacă stăm până la 15 ore afară pe săptămână, 15 ore, asta înseamnă undeva la 2-3 ore pe zi, reducem cu o treime riscul apariției miopiei la un copil. Explicația pare să fie expunerea la lumina puternică naturală. Această lumină puternică naturală produce secreția de dopamină, iar dopamină practic încetinește această alungire a ochiului. Cu cât avem mai multă dopamină produsă de lumina puternică de afară, cu atât riscul apariției miopiei scade. Și în aceeași idee este recomandat ca în casă să folosim becuri incandescente, nu pe bază de LED. Becurile pe bază de LED produc o lumină redusă care ne permite să vedem lucrurile din casă, dar această lumină redusă, în special la începutul serii sau pe timpul zilei, dacă casa este întunecată, practic reduc expunerea la lumină. Același ghid recomandă limitarea timpului petrecut pe telefon sau pe tablete. Astfel, recomandarea este de 0 minute pe zi pentru copiii între 0 și 2 ani, maximum o oră de la 2 la 5 ani și maximum 2 ore pentru copii cu vârstele între 5 și 12 ani. Legătura între folosirea telefonului și miopie nu este foarte clară, dar se presupune că este vorba despre același timp petrecut acasă, într-un mediu artificial, uitându-ne la un obiect care nu are forme tridimensionale. Deci nu trebuie să exagerăm cu limitarea copilului la a citi sau la a sta pe telefon, dar trebuie să impunem niște reguli clare. Spre exemplu, copilul trebuie să facă pauze dese atunci când citește, când își face temele sau când stă pe telefon. Distanța între ochi și carte trebuie să fie undeva la 20-30 de centimetri, nu foarte aproape, și în niciun caz capul nu trebuie să stea înclinat. Dacă copilul este obosit și stă în pas și citește, trebuie totuși să ne asigurăm că avem un cap care este perfect aliniat la carte și nu citește așa sau cu capul înclinat. Și la fiecare 20 de minute trebuie făcute exerciții pentru ochi. Eu, de exemplu, când stau și lucrez mult, îmi aduc aminte, sau atunci când îmi aduc aminte, mă ridic de la calculator sau de la carte, mă duc la geam și fac următorul exercițiu. Îmi găsesc în depărtare un punct îndepărtat și în același timp îmi găsesc pe geam un punct, ceva, o picătură de apă sau o particulă de praf pe care o pot localiza pe geam și fac următorul lucru. Mă uit 10 secunde în îndepărtare și după aceea mă uit 10 secunde la acea particulă pe care am găsit-o pe geam. Astfel, ochiul meu face acest exercițiu muscular și se uită, focusează în depărtare, după care focusează în apropiere. Dacă faci asta de 5-6 ori, acest exercițiu pe parcursul acelor câteva ore în care stai să citești, te asiguri că previi riscul apariției miopiei. Apropo de acel mit că tocilarii poartă ochelari, acesta nu este tocmai un mit, pentru că tocilarii ce fac? Stau foarte mult timp în bibliotecă, cu cartea în față, apropiată și citesc. Astfel, nu sunt expuși la lumină și nu petrec suficient timp afară. Așa că este relativ adevărat că tocilarii și, să zicem, intelectualii de cele mai multe ori poartă ochelari. Acum trebuie să înțelegem că toate aceste sfaturi ne ajută să prevenim miopia, dar asta nu înseamnă că ea nu poate să apară, chiar dacă respectăm tot ce am vorbit mai devreme. Așa că este foarte important să ai un diagnostic ca să începi tratamentul de încetinire a acestei afecțiuni și pentru asta ai nevoie de un diagnostic. Experții de la Ocularia recomandă un consult pentru fiecare copil începând cu vârsta de 4 ani pentru depistarea și prevenția miopiei. Acum, una dintre cele mai elegante soluții pentru încetinirea și uneori stoparea progresiei miopiei se numește ortocheratologia și presupune purtarea pe timp de noapte a unor lentile puțin mai dure. Aceste lentile de contact sunt dure și au ca scop modelarea corneei pe timp de noapte. Dimineața aceste lentile se dau jos și pe lângă încetinirea progresiei acestei afecțiuni, omul și în cazul de față copilul o să vadă bine. Deci un copil miop o să poată să vadă bine fără să mai poartă ochelari sau fără să poarte lentile de contact. Acesta e un lucru foarte important pentru că ochelarii de multe ori ne împiedică să ne jucăm sau să ne facem activitățile zilnice, iar lentilele de contact nu ne permit să facem diferite sporturi. Deci această ortocheratologie, adică purtarea lentilelor de contact care ne fac această corecție pe timp de noapte, este o soluție elegantă și pentru copii, dar și pentru adulți, pentru prevenirea și stoparea progresiei miopiei, dar și pentru corectarea vederii. Concret, eu care port ochelari ziua ca să văd bine, dacă port aceste lentile pe timp de noapte, ochiul meu se corectează și pe timp de zi eu pot să văd bine, la fel de bine cum văd cu ochelari, dar nu mai port ochelari. Condiția este să porți aceste lentile în fiecare noapte. Dacă aveți întrebări despre aceste lentile și despre această practică sau alte întrebări despre miopie și despre ochi în general, lăsați-le jos în comentarii, iar eu revin cu un alt material pe acest subiect. Oameni buni, aveți grijă de voi și de copiii voștri și faceți alegeri corecte. Pe curând!